La nivel de priorități, Iașiul figurează doar cu autostrada Iași-Târgu Neamț, dar evident prin parteneriat public-privat. Deocamdată nu este clară suma care va fi alocată din impozitul pe venit. Aceste fonduri reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru bugetul municipiului Iași. Deputatul Petru Movilă a reacționat imediat și susține că este inadmisibil că nu s-a alocat niciun ban pentru revizuirea studiilor de fezabilitate, deși a fost aprobată o lege de către Parlament prin care se obligă statul român să construiască autostrada Iași-Târgu Mureș. Să vezi că în proiectul bugetului de stat nu există niciun ban pentru a pune o lege în aplicare, lege care privind construcția autostrăzii Ungheni Iași-Târgu Mureș, rușinul este jignitor pentru Iași, pentru ieșeni, pentru Moldova, dar este o palmă dată peste cap PSD-știlor de la Iași care nu s-au dus să se implice în construcția proiectului de buget pentru a obține bani pentru Iași, exceptând 2 miliarde de lei vechi pentru șoseaua de centură, în rest niciun ban pentru Iași, rușinos de tot. Parlamentarul ieșean susține că mai există o șansă de rectificare la dezbaterea proiectului de buget. Asta doar dacă ieșenii vor fi uniți și vor renunța la războaiele locale care ne duc în prăpastie. La dezbaterea proiectului de buget, toți ieșenii moldovenii trebuie să ne unim ca să includem în proiectul de buget bani pentru autostradă, pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic. Avem șansă, dar trebuie să nu ajungem aici. De ce trebuie să ajungem aici? Constatăm că niște oameni ajung vremelnic în fruntea județului, în fruntea guvernului, nu au niciun fel de respect pentru ea și pentru ieșeni. În condiții în care toți au promis că fac, că drept și așa mai departe. Movilă subliniază faptul că acum o lună a făcut un apel la toți decidenții locali cu privire la unitate și dialog pe tema bugetului pe acest an. Din păcate, demersul nu a interesat pe nimeni. Eu am făcut apel acum 30 de zile, un apel scris și la Maricel Popa, președintele Consiliului Județean, și la Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, ca până începe dezbaterea proiectului de buget, împreună cu ei doi, cu parlamentarii de Iași, cine mai consideră de cuvință, să discutăm să avem o singură listă pentru amendamente, pentru proiectele Iașiului. Când zic Iași, mă refer municipiul și restul județului. Lucru care nu s-a întâmplat pentru că nu interesează pe niciunul dintre ei, nici colegii parlamentari la PSD n-au văzut că au schițat niciun gest. Chiar am putea fi ridicol. Gândiți-vă ce ar însemna ca eu, parlamentar de Iași, să depun un amendament pentru sala de sport a domnului Popa de la Miroslava și un amendament pentru sala de sport a domnului Chirica de la Iași. Râde lumea de noi. Nu putem fi așa nebuni. Realitatea de la Iași frizează ridicolul, dar se reduce la cifre. PSD și ALDE au alocat 0 lei pentru revizuirea studiilor de fezabilitate pentru autostrada Iași-Târgu Mureș. Conform propunerii de buget pentru anul 2019, studiile vor fi refăcute după 2022. Șoseaua de centură a municipiului Iași a primit 200.000 de lei, iar pentru modernizarea drumurilor județene, Iașiul a primit printre cei mai puțini bani din țară, aproximativ 6 milioane de lei, cu 2,7 milioane de lei mai puțin decât Teleormanul.